Lăudați să fie Domnul! Vă rog să ne ridicăm pe picioare să ascultăm un cuvânt al Domnului care se găsește în Faptele Apostolilor, capitolul 17, citim de la versetul 1 până la versetul 9. Faptele Apostolilor, capitolul 17, citim de la versetul 1. Iată ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră, de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătăi din mulțime, au făcut gloată și au întărătat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Fiindcă nu i-a găsit, au tărât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscălit lumea au venit și aici și Iason i-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncii cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetății, care au dat drumul lui Iason și celorlalți numai după ce au căpătat de la ei un zălog. Amin. Vă rog să vă reașezați. Vreau să am un mesaj în debutul slujbei în această dimineață și apoi să închei cu prezentarea lucrării de misiune pe care o facem în Etiopia. Am citit cuvântul acesta despre Pavel și Sila, doi oameni al lui Dumnezeu, doi slujitori, doi misionari, dacă vreți, doi oameni care călătoreau, mergeau în zonele cele mai neevanghelizate de pe atunci și predicau Scriptura. Ei bine, oamenilor aceștia au primit un epitet sau au primit o acuzație și au spus că oamenii aceștia au răscolit lumea. Pe unde mergeau ei, răscoleau lumea. Am intitulat mesajul meu din această dimineață, mesajul care a răscolit lumea. Pentru că oamenii aceștia, înainte să ajungă într-un loc, când ajungeau în locul acela, viziunea lor, planul lor era să predice Evanghelia, să ducă cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că Scriptura vine și ne învață că lumea zace în cer rău, adică e cu sus în jos, oamenii ăștia lui Dumnezeu sau Evanghelia lui Hristos, unde este proclamată, unde este predicată, unde este vestită, îi pune pe oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ei bine, oamenii ăștia predicau și mesajul ăsta care a răscolit lumea era un mesaj în primul rând al Scripturii. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul care l-am citit. Pavel, după obiceiul său, intra în sinagogă. El avea o strategie. Oamenii ăștia lui Dumnezeu aveau un plan, aveau o viziune și o puneau în practică. În strategia lor era în vizor cele mai mari sau mai populate cetăți, orașe din vremea lor. Unde erau mulți oameni, unde era cea mai mult potențial, în cel mai mult popor, mergeau acolo și în primul rând când ajungeau într-o comunitate aglomerată, căutau să vadă unde este o sinagogă în care să aibă un sâmbure de adevăr de care să se lege și să le predice despre Domnul Iisus Hristos. Bineînțeles, din Scripturi. Iată ce spune, Pavel după obiceiul său a intrat într-o sinagogă și a predicat 3 zile de sabat, minim 3 săptămâni de zile a stat acolo și le-a propovăduit din Scripturi. Le-a predicat oamenilor din Scripturi. Mesajul care a răscolit lumea este un mesaj al Scripturii în primul rând. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt plin de viață și de adevăr. Oamenii aceștia n-aveau alt izvor decât Scriptura, singura lor sursă din care erau inspirați prin Duhul Sfânt, erau din Scriptură. Ei nu predicau amintiri, ei nu predicau alte lucruri care le-au făcut în viața lor, ci îl predicau pe Iisus Hristos, care a murit și care a înviat din morți, slăvit să fie Domnul. Scriptura este singura carte din lume care se leagă de ființa dumitale.
Sunt multe cărți în lumea aceasta care sunt foarte bune, care te pot inspira, care îți pot deschide mintea asupra altor lucruri, dar Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, este unica carte din lume care se leagă de viața dumitale. Atunci când o citești, Dumnezeu din cer îți vorbește cu privire la ființa dumitale și Duhul lui Dumnezeu lucrează în inima dumitale și te pune într-o stare după voia lui Dumnezeu, te pune după plăcerea lui Dumnezeu. Este unica carte care nu-ți dă liniște și pace dacă trăiești în păcat. Este unica carte care te îndreaptă cu inima și cu fața spre Dumnezeu. Nu mai s-o citești. Nu mai s-o studiezi. Oamenii aceștia n-aveau altă putere, nu aveau altă sursă, nu aveau altă inspirație decât cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce spune Apostolul Pavel? Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, adică de Biblie. De ce, Apostole? Fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricărui om care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece, continuă omul lui Dumnezeu și spune, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Este puterea lui Dumnezeu și Apostolul Pavel predica din Scripturi care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricărui om. Dacă predice altceva în afara Scripturii, oamenii pot auzi, pot fi uimiți, dar nu pot fi mântuiți. Pentru că mântuirea vine prin credință și credința vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu. Și în primul rând, oamenii aceștia lui Dumnezeu au predicat Scriptura, care avea puterea lui Dumnezeu de mântuirea oricărui om. Vă spuneam că este unica carte care se leagă de ființa umană, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Pătrunde până în adâncul ființei dumitale și cercetează ființa dumitale, iar puterea lui Dumnezeu poate aduce mântuire. Am un prieten bun care lucrează la Team Challenge, probabil ați auzit de organizația asta, se ocupă cu cei mai drogați oameni de pe fața pământului, care sunt plini de vicii, împătimiți cu diferite substanțe. Și intră în programul acesta, care e un program foarte strict, care durează probabil minim 6 luni de zile sau un an sau mai mult timp, depinde de situație, și trebuie să intri în programul acesta. Au venit, povestea prietenul ăsta despre o întâmplare care s-a întâmplat, că unul din cei care erau deja sub influența drogurilor a venit să-i ceară o Biblie la unul din lideri. Și când îți cere cineva Biblie, cum să nu-i dai Biblie? Dar în același timp era conștient ce are de gând să facă cu Biblia. Rupea foile astea care sub țărele și făcea țigări din ele. Dar dacă omul ți-o șeru Biblie, cum să nu-i dai Biblie? Și în același timp omul ăsta era între ciocan și nicovală și nu știa, mă, să-i o dau sau nu, că știam ce are de gând să facă cu ea. La un moment dat i-a venit o idee și i-a zis, ascultă-mă, mă, uite-te bine la mine aici, promite-mi înaintea lui Dumnezeu că înainte să fumezi vreo foaie din Biblia asta, înainte să o rupi din Scriptură, o iei și o citești. Și omul ăla drogat a zis că bine, s-a ținut de cuvânt. Acum redau cuvintele care mi-a fost și mie redate. Zice drogatul, am fumat Matei, am fumat Marcu, am fumat Luca. Când am ajuns la Ioan, zice, m-a fumat Ioan pe mine. Astea sunt cuvintele care a zis el. Pentru că omul acela plin de vicii, omul acela sub influența drogurilor, a luat Scriptura, când se rupă înainte foaia, a citit din foaia aia cuvântul lui Dumnezeu, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricărui om, a venit credința în urma auzirii cuvântului și a schimbat viața omului acela citind Scriptura în felul ăsta. Pentru că ea este puterea lui Dumnezeu și viața lui a fost schimbată dintr-un om care era pleava societății, a devenit un om al lui Dumnezeu cu frică și teamă de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Fiindcă Evanghelia aceasta, mesajul pe care l-au predicat apostolii aceștia, era un mesaj al Scripturii. Spune Scriptura că cu prilejul lui Ștefan, când Ștefan a fost primul martir din Scriptură, care a fost ucis din pricina credinței lui, a intrat prigoana în biserică, înainte de asta, apoi prin
prilejul acesta lui Ștefan și oamenii ăștia s-au împrășteat din loc în loc. Și pe unde mergeau ei, predicau Scriptura. Au ajuns prin Fenicia, spune Scriptura, prin Cipru și predicau în primul rând iudeilor, pentru că cu ei se puteau înțelegea, cu ei aveau cel puțin un sâmbure de adevăr, aveau Vechiul Testament, îl înțelegeau. Dar printre oamenii aceștia, spune Scriptura, erau și greci, care și ei au auzit Scriptura și cuvântul lui Dumnezeu a fost primit în inimile lor și oamenii ăștia au trecut de partea aceasta, s-au convertit, au devenit creștini. A ajuns Evanghelia până în Antiohia, spune Scriptura, până și vestea a ajuns până la urechile apostolilor care erau la Ierusalim, că cei din Antiohia au primit Scriptura, l-au trimis pe Barnava și pe Pavel și un an întreg i-a învățat din Scriptură și i-au îndemnat să stea cu inima lipită și să fie hotărâți în decizia care au luat-o. Și pentru prima dată, spune Scriptura, li s-a dat numele de creștini, pentru că li s-a predicat Evanghelia. Li s-a predicat din Scripturi. Li s-a predicat cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător. Li s-a predicat Evanghelia aceasta care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Sunt foarte multe exemple în Scriptură care putem vedea cât de mult a lucrat cuvântul lui Dumnezeu la mântuirea oamenilor. Un exemplu nu prea fericit de data aceasta, de exemplu, pe vremea împăraților, când deja s-a divizat cele două împărății, una s-a dus împărăție de nord, împărăția de sud, care aveau, cea de nord avea capitala la Samaria, cea de sud avea capitala la Ierusalim, erau deja câte două împărății într-o singură națiune. Pe vremea lui Ieroboam, un om care s-a îndepărtat de Dumnezeu, de poruncele lui Dumnezeu, de Scriptură, care aduceau pe altar tot felul de lucruri ciudate și neplăcute înaintea lui Dumnezeu, numai ca să-l mânie pe Dumnezeu, a venit un om al lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu vine la altarul din Betel, care era în Iuda, și îi spune: altarule, altarule, așa-ți vorbește Domnul, pe tine vor fi arse o seminte omenești. Chiar preoții care au dus șerve vor fi jertfiți pe ăsta și ca semn că gura Domnului a vorbit sau ca semn că cuvântul lui Dumnezeu a prorocit în această zi, altarul ăsta se va despica și cenușa va fi vărsată. Și așa s-a întâmplat. Și apoi mai dă un semn. Se va naște în casa lui David un om pe nume Iosia. Omul acesta, când se va naște, va aduce o reformă în tot Israelul. Trecuse generații de oameni. Și într-o familie s-a născut Iosia într-un context idolatru. Bunicul a fost cel mai idolatru om de pe fața pământului, care l-a avut Israel vreodată. Manase, care s-a vândut, numai să-l întărâte pe Dumnezeu, a făcut lucruri foarte urâte. Apoi a venit tatăl lui și apoi se naște Iosia. Se naște Iosia și omul ăsta la o vârstă de clasa a doua, la 8 ani de zile, s-a hotărât să-L slujească pe Dumnezeu cum slujise, spune Scriptura, tatălui David, pentru că venea din seminția lui David, din spița de neam a lui David. Și omul ăsta a făcut o reformă în primul rând în tot Israel. Toți idolii i-a sfârâmat, spune, i-a făcut bucăți. Toate altarele care erau închinați dumnezeilor străini le-a sfârâmat. Toți stâlpii care erau închinați Astatei, totul a făcut o curățenie generală în tot Israel în ce privește din punct de vedere spiritual. Apoi au ajuns și până la casa lui Dumnezeu, spune, s-au început să o dreagă, adică să o construiască, să o repare. Și când făceau curățenie în casa lui Dumnezeu, când lucrau la casa lui Dumnezeu, au găsit Scriptura pierdută în casa lui Dumnezeu. Au luat Scriptura, preoții s-au dus, i-au citit-o lui Iosia în față. Când aude Iosia cuvintele scrise în Scriptură, în legea lui Dumnezeu, în cuvântul care era pierdut în casa lui Dumnezeu, spune, s-a sfâșiat tainele. Apoi spune că inima lui a fost sfâșiată, s-a smerit înaintea lui Dumnezeu, a trimis cu Biblia la o prorociță să o întrebe ce planuri are Dumnezeu cu privire la ceea ce a auzit din Scriptură. Și spune prorocița că se va întâmpla exact cum este scris, toate nenorocirile astea vor veni peste Israel. Dar să-i spui lui Iosia, care s-a sfâșiat ainele, care s-a smerit înaintea lui Dumnezeu, care s-a sfâșiat inima înaintea lui Dumnezeu. Scriptura vine și spune că nu se va întâmpla în timpul vieții lui, ci după ce el va fi adăugat cu ceilalți oameni care au murit. Continuă Scriptura și spune că omul acesta s-a îndatorat
înaintea lui Dumnezeu. Să-L slujească pe Dumnezeu, să păzească toate poruncile și toate legile care erau scrise în cartea lui Dumnezeu. Și a făcut legământ cu Dumnezeu că îl vor sluji. Apoi a chemat pe preoți, pe bătrâni și a îndemnat și pe ei. Și ei la rândul lor au făcut legământ cu Dumnezeu și s-au întors cu inima și cu fața spre Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că li s-a citit Scriptura. Câtă vreme Biblia era pierdută sau nebăgată în seamă sau necitită, oamenii erau fiecare pe calea lui, fiecare în mintea lui sau în voia minții lor, cum spune Scriptura. Dar când au auzit cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, le-a dus schimbare, slăvit să fie Domnul. Mesajul care a răscolit lumea este un mesaj al Scripturii, în primul rând. Mai întâi de toate, sursa apostolilor era Evanghelia. Amintiți-vă de famenul etiopian care a venit din Etiopia până la Ierusalim să se închine. În întoarcerea lui spre drumul în Etiopia, avea Biblia și nu știm dacă a citit din Geneza sau nu, sau chiar direct la profetul Isaia a deschis, numai că s-a încurcat omul ăsta în citirea lui. Și Duhul lui Dumnezeu îl ia, îl trimite pe Filip și spune, du-te, ajunge carul, se duce, ajunge carul, apoi îl întreabă pe Filip, înțelegi tu ce citești din Scriptura asta, din Biblie? Și spune, cum să înțeleg dacă nu mă călăuzește cineva? Și atunci spune că a urcat în car și a început de acolo, de la locul acela din Scriptură, să-i vorbească despre Domnul Iisus Hristos. Ce e cert că în mesajul care l-a avut Filip către etiopian, a vorbit și despre botez. Cum a ajuns acolo? A ajuns foarte bine. Numai când vede apa, famenul zice, uite apa, ce mă împiedică? Zice, dacă crezi din toată inima ta, se poate. Și zice că a crezut, a poruncit să stea carul, a fost botezat Filip în apă, famenul de Filip în apă și Filip apoi a fost răpit de Domnul în altă zonă să ducă Evanghelia și famenul și-a continuat drumul spre Etiopia plin de bucurie, pentru că i-a fost predicată Evanghelia. Și în Evanghelie este predicat Iisus Hristos, slăvit să fie El. Mesajul care a răscolit lumea este un mesaj al Scripturii. Un mesaj care are izvorul în cuvântul lui Dumnezeu și care este inspirat de Dumnezeu, că nu se poate altfel fără cuvântul lui Dumnezeu. Într-o zi am citit despre un misionar care a dorit enorm de mult să ajungă în Coreea. A învățat limba coreană în afara Coreei, undeva în China. Și visul lui era să ducă pe Iisus în Coreea. A învățat limba, deja a făcut rost, a tradus Biblie în limba coreană și când s-a pornit să ajungă acolo, a ajuns până undeva la malul apei, pe tărâmul din Coreea și fără să mai pună piciorul pe pământ. Omul ăsta a fost ucis. Înainte să fie ucis, arunca Biblii pe mal și le-a dat soldaților și tot spunea, Iisus în Coreea, Iisus în Coreea. Soldații au luat Biblia asta. Și unde erau ei cazați la un han, au luat Bibliile alea și au tapizat pereții pentru că erau foarte murdari cu foi din Scriptură. Și toți oamenii care veneau în hanul respectiv nu aveau altă carte la ei, nu aveau altă sursă de citit decât ce era scris pe pereți. Și citeau de pe pereți. Prima biserică s-a înființat în hanul acela. A devenit o comunitate mare după aceea și era cea mai mare comunitate din zona respectivă de creștini. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu a fost citit. Fiindcă Evanghelia lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu de mântuirea oricărui om care crede. Anul trecut trebuia să finalizez o școală biblică și n-avem resurse în Etiopia. Și mi-am dat comandă la niște cărți să-mi ajungă repede în România când ajung să mă pun pe treabă. Și printre cărțile care mi-au ajuns era și o broșură de-a lui Dumitru Cornilescu, cum s-a convertit omul acesta. Curios, am luat broșura și am citit-o, foarte subțerică, zic, hai să o citesc înainte. Și citim broșurica, cum a ajuns Dumitru Cornilescu să fie născut din nou. O împărăteasă i-a dat niște bani să traducă Biblia. El știa limba greacă, mai știa un pic de latină și s-a pus să traducă Biblia în limba română. În timp ce traducea limba, Biblia, citește că omul e păcătos. Iar în timp ce lucra la traducere, pentru că fiecare cuvânt îl iei și îl treci prin diferite dicționare, îi vezi sensul fiecărui verb
ajunge că păcătosul merge în iad. Și că nu există altă șansă pentru mântuirea lui, pentru că plata păcatului este moartea. Și omul ăsta era din ce în ce mai șocat. Și tot lucrând la traducerea Bibliei, ajunge despre Domnul Iisus care a venit să ierte păcatele. Și toți cei care cred în El vor fi mântuiți. Nu există altă cale, altă șansă decât prin Iisus Hristos. Cuvântul care l-a citit omul acesta a lucrat în inima lui atât de profund, atât de adânc, încât spunea el în mărturia lui: am început să mă gândesc mult la viața mea. A fost cercetat de Duhul lui Dumnezeu și s-a convertit. Și apoi acum a zis el: acum sunt un om născut din nou, dar nu mai pot traduce Biblia, să continui traducând Biblia așa, pentru că până acum, zice, am citit-o ca un om nenăscut din nou și am tradus-o tot ca un om nenăscut din nou. Și a arat din nou Scriptura și a citit-o și a tradus-o ca un om care este născut din nou, pentru că spunea el: am primit o altă perspectivă, o altă înțelegere. Acum nu mai sunt Dumitru Cornilescu cel vechi, pentru că cuvântul lui Dumnezeu i-a schimbat viața acestui om. Slăvit să fie Domnul! Spunea el în mărturia lui: Doamne, se ruga, spunea: Doamne, numai eu sunt aici în zona asta care cred în felul ăsta, mai trimite pe cineva să am părtășie, să le pot spune și altora. Și au venit niște soldați care trebuiau să meargă pe front. Și pentru că știa că el e călugăr, a venit și a spus: domnule călugăr, uite, noi trebuie să mergem imediat pe front și nu suntem pregătiți să murim. Zice: zine-ne ceva, fă-ne ceva ca să fim pregătiți să murim, că nu știm ce se întâmplă cu noi. Și numai bine Dumitru Cornilescu le-a împărtășit experiența lui cu Dumnezeu, cum l-a descoperit pe Iisus Hristos din Scripturi, cum a căpătat credința în Iisus Hristos și pe baza credinței, omul care moare în credință este dus în cer. Și le-a spus oamenilor ăla, și acei soldați l-au cunoscut pe Iisus, s-au rugat împreună și s-au dus la cazarma lor, unde erau ei cazați în zona aceea. Și în următoarea duminică au venit cu alții și tot alții. Și așa a început să se întoarcă oamenii la Hristos. Pentru că mesajul pe care îl avea omul acesta, călugurul acesta, era un mesaj al Scripturii. Era un mesaj. Unii s-au dus pe front, au murit, alții s-au întors înapoi. Dar cei care au murit și l-au primit pe Hristos în inima lor, au murit mântuiți, slăviți să fie Domnul. Oamenii aceștia le-au predicat din Scripturi, 3 zile de sabat, dovedind și lămurind că Iisus trebuia să moară. Amintiți-vă când cei 2 ucenici coborau pe drumul Emausului, să ajungă în Emaus și erau triști, aveau o altă perspectivă, o altă înțelegere asupra Mântuitorului și vorbeau între ei pe drum. Se apropie Mântuitorul de ei și spune: ce-s cu vorbele astea între voi? Și unul din ei, Cleopa, spune, se uită trist la el și spune: cum tu ești singurul străin aici în Ierusalim care nu știi ce s-a întâmplat zilele acestea? Ce? Le zice Mântuitorul. Ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Cum Iisus Hristos de Nazaret, care era puternic în fapte și în vorbe, înaintea lui Dumnezeu și înaintea norodului, care era plăcut înaintea norodului, cum noi credeam și nădăjdeam că El este Cel care va izbăvi pe Israel. Și a început acolo pe drum să vorbească. La un moment dat Mântuitorul spune: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, adică încetişori așa la înțelegere, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, oare nu trebuia Hristosul să pătimească toate aceste lucruri și să intre în slava lui Dumnezeu? Și spune că le-a vorbit de acolo, de la proroci, de la Moise, și le-a dovedit din Scripturi, le-a vorbit din Scripturi în toate lucrurile cu privire la Domnul Iisus Hristos. Au ajuns în casă, li s-a deschis ochii când mâncau acolo și când beau din cina aceea de seară, care aveau în seara aceea acolo în cameră, la un moment dat vorbeau ei între ei, ucenicii ăștia, spuneau: nu ne ardea inima noi când ne vorbea din Scripturi? Nu ne ardea inima noi când ne vorbea din Scripturi, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt plin de putere. Nu există altă putere. Nu există altă șansă ca oamenii să fie mântuiți dacă nu este Scriptura, dragii mei. Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare slujitor trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Când se predică Evanghelia, oriunde suntem, trebuie să predicăm Evanghelia lui Hristos. Amintiți-vă de Ilie, este trimis la Sarepta, la văduva din Sarepta, femeia aia săracă,
care mai avea puțină mâncare și apoi dorea să moară. Omul lui Dumnezeu este trimis și spune Dumnezeu, du-te la Sareptă că am poruncit unei văduve să te hrănească. Ajunge în Sareptă, îi spune femeii, du-te, adu-mi un pahar cu apă. Se duce femeia, în timp ce mergea, Ilie oprește din nou și spune, ei, adu-mi și ceva de mâncare, fă-mi o turtă. La care femeia spune, om al lui Dumnezeu, viu este sufletul tău, viu este Domnul, că am puțin un de lemn în vasul meu, puțin făină mai am și apoi zice, voi face o turtă, voi mânca eu și fiul meu, după care vom muri. Știți ce îi spune omul lui Dumnezeu? Fă așa cum ai zis, numai întâi fă mie. Femeia s-a dus, a făcut și s-a împlinit cuvântul care Dumnezeu i-a zis prin Ilie. Uleiul din ulciorul tău nu se va împuțina, făina din vasul tău nu se va împuțina, pentru că așa vorbește Domnul. Evenimentele s-au derulat. Spune Scriptura că fiul văduvei s-a îmbolnăvit și a murit. La care femeia asta se duce la el și spune, om al lui Dumnezeu, ai venit aici la mine să-i aduci aminte lui Dumnezeu de păcatele mele, astfel încât să-mi omoare fiul. Omul lui Dumnezeu s-a întristat, l-a luat pe fiul, s-a rugat pentru el, îl aduce viu. Și fiți atenți ce spune femeia asta. Cunosc acum, până atunci nu mai știe ce a crezut despre Ilie și despre cuvântul lui Dumnezeu. Cunosc acum că ești om al lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este adevăr. Asta trebuie să predicăm noi. Cuvântul tău, sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Fiindcă Evanghelia aceasta este puterea lui Dumnezeu și oamenii au predicat Evanghelia lui Hristos. Ei nu aveau altă sursă, nu aveau alt izvor decât Scriptura. Predicând cuvântul lui Dumnezeu, oamenii auzeau și se întorceau la Dumnezeu. Astfel planta biserici. Noi am plantat o biserică undeva într-un sat, în Etiopia. Oamenii aceia, toți sunt musulmani, fusese musulmani înainte. O să vă arăt în prezentare. Nu aveau Biblia tradusă în limba lor, Biblia întreagă, aveau numai Noul Testament pe atunci. După o perioadă când li s-a predicat Evanghelia, s-a tradus și Biblia la final, imediat după ce, înainte să primească botezul, după ce am terminat cateheza cu ei, s-a tipărit și Vechiul Testament în limba lor. A fost tradus, finalizat și tipărit. Și le-am dat la fiecare din ei. Mulți din ei nu știau să citească Biblia. Foarte puțini oameni care știu să citească. Și am pus unul care știe să citească, vreo 3-4 care nu știu, altul care știe și alți 3-4, un cerc și joia ne întâlnim o oră, citim din Scriptură cu voce tare, ca cei ce nu știu să citească să poată auzi cuvântul, pentru că credința vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu. Și Evanghelia aceasta trebuie să fie proclamată, trebuie să fie predicată, pentru că este un mesaj care poate aduce mântuire. Al doilea mesaj care a răscolit lumea este un mesaj al jertfei și învierii lui Hristos. Mesajul care a răscolit lumea e un mesaj al Scripturii și în al doilea rând este un mesaj al jertfei și învierii lui Hristos. Fiecare apostol, după moartea și învierea Domnului Iisus, n-aveau alt mesaj, n-aveau alt punct în predica lor decât moartea și învierea lui Iisus Hristos. Apostolul Pavel le spune în Corinteni, capitolul 15, v-am propovăduit Evanghelia, fraților, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa, după cum v-am predicat-o eu, că mai întâi de toate, Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat și înviat după Scripturi, apoi s-a arătat lui Chifa, ucenicilor, apoi la peste 500 de ucenici care erau încă cei mai mulți din ei în viață, apoi apostolilor își spune și în urmă mi s-a arătat și mie, ca unii stârpituri. În fiecare mesaj pe care îl aveau apostolii după moartea și învierea lui Hristos, era tocmai pusă această moarte a lui Hristos, căci prin moartea și învierea lui Hristos noi avem viață, slăvit să fie El. Iisus Hristos este viața. Poți să le spui la oameni numai despre bunătatea lui Dumnezeu. Dacă nu le spui le oamenilor că Iisus a venit să ia păcatele oamenilor, oamenii ei nu vor crede că păcatele lor vor fi iertate. La Billy Graham a venit un om de afaceri, un mare om care avea un business foarte mare și a spus, domnule, Bill, zice, uite, mie îmi place cum predicați dumneavoastră. Pe lângă că îmi place cum predicați, îmi place și cum arătați, spune, că pentru unii contează și asta.
Zice, numai ce nu-mi place la dumneavoastră, că mesajele pe care dumneavoastră le aveți, totdeauna amintiți despre sângele lui Iisus Hristos, despre moartea Domnului Iisus Hristos, despre jertfa Lui, despre sacrificiul pe care L-a plătit pentru păcat. Predicați-le oamenilor numai despre bunătatea Lui Dumnezeu, despre dragostea Lui Hristos. La care Billy Graham i-a spus, dacă mi-ai luat jertfa Lui Hristos, mi-ai luat totul. Pentru că în moartea Lui Hristos și în învierea Lui, noi avem viață. Tot Apostolul Pavel spune în Corinteni, capitolul 15, că dacă ne-am pus nădejdea numai pentru lucrurile astea, suntem cei mai nenorociți oameni. Dar Hristos a murit pentru păcatele noastre, a înviat a treia zi după Scripturi și este nădejdea sau pârga celor adormiți. Este speranța noastră, slăvit să fie Domnul. S-a înălțat la dreapta Lui Dumnezeu și stă acolo și mijlocește pentru noi. Pentru că avem această siguranță că Hristos a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru păcatele noastre. Cum Ioan l-a văzut, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A tuturor oamenilor care cred în moartea și în învierea Domnului Iisus Hristos. Este Cel care a plătit prețul pentru noi, ca oricine crede în El să aibă viață, nu moarte. Și oamenii aceștia, acești doi lucrători, stăteau înaintea lui Dumnezeu și predicau din Scriptură, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Pentru că în moartea și în învierea Lui noi avem viață. Am citit despre un om care a pus bazele unor mari misiuni, mișcarea moravienilor, Zinzendorf. Omul acesta venea dintr-o familie de nobili. Era cei mai bogați oameni. Cea mai joasă școală pe care putea să o facă un om din spiță de nobil era școala de drept. Cea mai joasă școală pe care putea să o facă. Omul ăsta a început un tur prin Europa și vizita muzee. Și în timp ce vizita muzee, omul acesta la un moment dat ajunge într-un muzeu în care vede acolo o pictură pictată de cineva și îl vedea pe Domnul Iisus Hristos răstignit pe cruce cu coroana de spini și la un moment dat pictorul a scris acolo câteva cuvinte și cuvintele care erau scrise erau acestea: după tot ce am făcut pentru voi, ce faceți voi pentru mine? Omul ăsta când a citit cuvintele astea l-a străfulgerat din creștetul capul până în talpa piciorului. S-a dus înapoi acasă și a luat Scriptura. Și a început să o citească. Citind Scriptura, l-a cunoscut pe Iisus Hristos. Din castelul în care el era, a devenit o școală de misiune. Făcând acolo, veneau tineri, mulți tineri, și predicau, ascultau cuvântul Dumnezeu, predicau cuvântul Dumnezeu și petreceau în rugăciune. Asta era treaba fiecărui om care era în mișcarea moravienilor și erau trimiși în cele mai neevanghelizate zone din lume. Până și în Africa a ajuns oamenii ăștia predicând Evanghelia lui Iisus Hristos și petrecând timp în rugăciune. Pentru că omul ăsta a înțeles că jertfa lui Hristos este cel mai mare sacrificiu pe care a putut să-l facă cineva pentru omenire, ca omenirea să fie mântuită. Este cel mai mare dar pe care Dumnezeu ni l-a dat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al nostru. Murind pentru păcatele noastre și învind după Scripturi. Și astfel, prin credință, suntem mântuiți. Laurent Cunningham, un alt om care a pus bazele tineri pentru misiune. Eu cu organizația asta am fost de două ori în Africa, în Kenya. Cu ani în urmă, mulți alți tineri prin biserică s-au dus cu tineri pentru misiune sau cu IM, cum se mai știe. E bine, omul ăsta a avut o viziune ca și echipă, el cu toți ceilalți, să cumpere o navă. Să cumpere o navă și să ducă Biblii într-un trib care numai printr-o navă putea ajunge cu Biblii în tribul respectiv. Și cineva i-a donat niște bani, 20.000 de lire. S-a dus, a găsit o navă, a dat avansul acesta, 20.000 de lire, trebuia mai mult să plătească pentru nava respectivă, dar i-a pus un termen, a zis, nu știu care era termenul exact, dar să spunem că era un an de zile, și a spus, până la finalul anului, noi vom plăti toți banii pentru navă. Când au luat nava, bucuroși de nava respectivă, toată echipa s-a focalizat pe navă. Toată activitatea lor era îndreptată spre navă. Au început să o curățească, să o vopsească, să-i schimbe numele. Toți erau focalizați. În timp ce fiecare își vedea de treaba lui la navă, din echipa, din bordul care era atunci pentru misiune,
Omul acesta, Lauren Cunningham, primește, are o vedenie, o viziune și îl vede pe Iisus Hristos stând pe cruce și suferind pentru ei. A fost atât de mișcat, nu înțelegea ce. A stat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a descoperit. Ce făcuse ei ca echipă? Își luase ochii de pe Dumnezeu, celea care le dăduse viața și mișcarea. Cel care îi binecuvântase și care le dăduse și viziunea să ducă Evanghelia până la marginile lumii. Și acum toți s-au focalizat pe idolul acesta, pe navă. Știți ce s-a întâmplat? Trecuse termenul, banii au fost pierduți, nava a luat înapoi proprietarul și n-a avut nimic. Dar evenimentul ăsta a lucrat la toată echipa spre pocăință. Spunea el, Lauren Cunningham, spunea în felul următor: cel mai greu moment din viață a fost când trebuia să-l sun pe donatorul care a dat cei 20.000 de lire pentru navă și să-i spun că banii au fost pierduți. Pune într-o zi mâna pe telefon și îl sună pe omul respectiv și îi spune tot ce s-a întâmplat și îi spune: îmi pare rău că v-am pierdut banii în felul acesta. La care de la capătul firului îi răspunde omul acela: domnule Lauren, zice, eu nu consider banii mei pierduți. Faptul că cei 20.000 de lire, faptul că ați pierdut toată nava respectivă, a lucrat la pocăința întregii echipi, v-ați smerit, v-ați întors din nou cu inima și cu fața spre Dumnezeu, ați realizat eșecul, v-ați întors spre Hristos din nou, consider cea mai mare investiție în care aș fi putut să îmi pun banii mei. Oamenii ăștia într-adevăr s-au pocăit, au recunoscut greșeala care au făcut-o. După aceea n-au primit navă, au primit nave. Și este una din cele mai mari organizații de misiune de externă. În fiecare an, aproape în 200 de țări sunt baze de misiune pentru tineri în care se trimit generații de tineri și se ducă Evanghelia până la marginile pământului. Jertfa lui Hristos, suferința lui Hristos, i-a trezit conștiința lui Lauren Cunningham și la întregii echipii. Imaginea aceea pe care l-a văzut pe Hristos. Oamenii ăștia au predicat Evanghelia din Scripturi, l-a predicat pe Iisus Hristos, a predicat jertfa și învierea lui Hristos, slăvit să fie Domnul. Și ultimul mesaj pe care îl aveau oamenii ăștia, că mesajul care a răscolit lumea este un mesaj al Scripturii, al jertfii și învierii lui Hristos și este un mesaj al împărăției lui Hristos. Iată ce spuneau oamenii ăștia care au, și ni se prăpovăduiește, spune, un alt împărat afară de Cezar pe nume Iisus. Iisus Hristos este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și orice împărat are o împărăție. Și El a venit să ne aducă împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Și a venit și ne-a îndemnat: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea și de celelalte lucruri, ce veți bea, ce veți mânca, cu ce vă veți împreca, e treaba lui Dumnezeu. Treaba noastră este să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Pentru că El este împăratul de curând născut. Când au venit magii, ne-au realizat că în Israel s-a născut un împărat. N-a fost făcut, toți ceilalți s-au făcut împărați. Singurul care s-a născut împărat este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și împărăția Lui nu e una politică, este o împărăție care nu izbește la ochi. Vine așa încetușor și este o împărăție care domnește în inima fiecăruia. Le spunea Mântuitorul oamenilor de atunci, din vremea lui: dacă vedeți că orbi își capătă vederea, dacă vedeți că ologii sar și umblă, dacă vedeți că oamenii sunt curățiți de lepră, dacă vedeți că muții vorbesc, asta înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi, slăvit să fie Domnul. Și noi când ne rugăm, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Pentru că fiecare împărat are o împărăție și în împărăția lui se face voia lui, nu se face altă voie. Ce mă uimește în Scriptură să văd cum tâlharul de pe cruce, care erau doi tâlhari, Hristos în mijloc, amândoi inițial au început să-și bată joc unul de altul. Unul de altul și apoi despre Domnul Iisus Hristos, la un moment dat unul înfruntă și spune: nu te temi tu de Dumnezeu, noi ne merităm soarta, amândoi am făcut aceleași prostii, amândoi am comis aceleași păcate, aceleași nelegiuiri, dar El zice, El n-a făcut nimic. Și la un moment dat se îndreaptă tâlharul către Iisus Hristos și spune: adu-ți aminte de mine când vei fi în împărăția ta. A recunoscut că în Iisus este un împărat care are o împărăție. Și Mântuitorul i-a spus: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai.
Pentru că mesajul care a răscolit lumea este un mesaj al Scripturii, al jertfei și învierii lui Hristos și al împărăției lui Hristos. Și El ne-a îndemnat să căutăm împărăția Lui. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Amin.